imaginile de pe camerele de supraveghere din momentul în care Monica Odagiu a lovit mortal un bărbat cu mașina în capitală. În filmulețul respectiv se vede momentul în care actrița trage practic brusc de volan în încercarea de a-l evita pe acel bărbat. Cristi Popovici, colegul meu, urmărește subiectul și vine cu cele mai noi date din anchetă. E foarte important, Cristi, însă și ce a fost surprins pe acest filmuleț. Au fost scoase imaginile de pe camerele de supraveghere. Ce arată mai exact? Sunt două camere instalate practic în intersecție aici, una la un magazin privat pe care am accesat-o și noi, am luat imaginile respective, alta ține de poliția locală sectorul 1 și acele imagini merg doar la poliție și la cei implicați. Pe imaginile pe care le-am obținut și noi se vede la un moment dat silueta victimei, bărbatul care stă pe scaun în stația de autobuz în spatele meu. Și la un moment dat, pur și simplu, se ridică, stă oarecum ghemuit, pentru că nu se vede că ar fi în picioare, iar în momentul în care trece mașina Monica Odagiu, în acel moment el sare în fața mașinii. Practic se confirmă ceea ce actrița a spus încă de ieri, și anume că faptul că acesta a așteptat și când a văzut mașina a sărit în fața autoturismului. Cam asta se poate vedea și pe imaginile surprinse de această cameră de supraveghere. Între timp au venit și primele rezultate ale necropsiei, spun medicii legiști, cauza decesului traumatism cranio-cerebral cu leziuni incompatibile cu viața, iar următoarele 2-3 săptămâni vor veni și rezultatele analizelor toxicologice pentru a se vedea dacă bărbatul, victima, era sub influența băuturilor alcoolice sau a unor substanțe interzise, ceva care să-l fi determinat să comită acest gest. Imaginile mai bune, spuneam, sunt cele surprinse de o altă cameră aflată undeva în spatele meu, chiar în intersecție, sunt cele ale poliției locale. Cu siguranță cei de la rutier au văzut și acele imagini și își pot face un tablou mai amplu despre ceea ce s-a întâmplat. Între timp, actrița a postat și un mesaj de regret pe rețelele de socializare. Spune că este cu gândul la familia care și-a pierdut ruda, bărbatul de 35 de ani, și de asemenea spune că este înspăimântată și că nu dorește nimănui să treacă prin ce a trecut ea. Cristi,